Povestea hipismului craiovean este una demnă de un scenariu de film. An de zile, secția a supraviețuit, chiar dacă au fost interese mari ca hipodromul din Craiova să fie luat de oameni influenți. De 2 ani, sub conducerea noului director de la CSM, Sorin Manda, a început reconstrucția din temelia hipodromului. Și cum cai număr când vor unii, două iepe, Grațiela și Esența, au fost readuse în formă și prima a participat deja la un concurs. La categoria F amatori, jocheul Marius Surugiu a obținut 2 medalii, bronz și argint, în probe de obstacole. În fiecare zi au fost un număr de 6 probe. Sportivul nostru, Surugiu Marius, a luat startul în fiecare zi, în probă de categorie F, categoria amatori. Probă pe care nouă ne admite federația ca proaspeți intrați în circuitul ecvestru. Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, activitatea mulți ani de zile a fost întreruptă pe hipodromul din Craiova. Și caii foarte, sunt cam bătrâni, dar am pregătit-o foarte bine. M-am dus Croiță câștig. Ce înseamnă să o pregătești, ai explică, pentru că nu știu. Înseamnă să muncești ceva timp cu ea. Am început foarte ușor, iapa era foarte mult timp stat în graj, n-avea mușchii mișcați, picioarele, articulațiile, tot. A fost greu la început, până am pus-o pe picioare ca lumea. Și ușor, ușor, ne-am ridicat la nivel mare. Hipodromul din Parcul Romanescu a suferit multe modernizări, iar caii au condiții bune de pregătire. Se preconizează și participarea la alte concursuri, iar îmbucurător este faptul că a apărut și un sponsor care a asigurat o mare parte din cheltuielile la participarea la Marele Premiu al Sibiului. Noi ne pregătim în continuare. Avem și o trupă de vreo 4 copii care sunt destul de buni și promit pentru la anul o calificare pentru juniori. Și de ce nu? Viitoarea echipă de călărie pentru Craiova. Sper să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Important este faptul că mulți tineri au prins gustul hipismului și visează la mari competiții. O, frumoasă. O, bravo, Arapa. Pricepe? Da, pricepe. Cum? Aștept să particip la vreun concurs? Da. În anii ăștia, nu știu. Încă timp, sper tu că o să ajungi să participi la primul concurs. Anul viitor, poate. De Marius ce zici? Marius este un călăreț foarte bun. Se pricepe în ceva. Și o să ajungi mai bună ca el, nu? Poate, da. Conducerea clubului CSM Craiova le promite iubitorilor hipismului că în maxim 2 ani hipodromul din Craiova va putea organiza reuniuni ecvestre.